Salut! Bine ați venit la Clinica Dentalist! Stomatologia este despre sănătate și funcționalitatea dinților tăi, dar este și despre frumusețe. De aceea, la clinica am adus fel de fel de piese de artă care o să aducă estetica, frumosul în viața noastră. Hai înăuntru! La recepție te așteptăm eu sau una dintre domnișoarele drăguțe care lucrează în clinica noastră. Dacă ești pacient nou în clinica Dentalist, o să primești cu siguranță un mesaj cu toate formularele privind sănătatea ta pe care te rugăm să îl completezi. Fetele o să te ajute cu semnarea documentelor, după care vei face cunoștință cu unul dintre medicii noștri. Dacă ești deja pacient de al nostru, ne bucurăm foarte tare să te revedem. Am făcut un spațiu mare în care am pus atenție și grijă în toate detaliile pe care le-am ales pentru ca tu să te simți bine și să-ți facă plăcere să fii la noi. Odată semnate documentele, te invităm în zona noastră de așteptare. Curând, unul din medicii noștri te va invita în cabinet pentru a începe tratamentul. Te invit în cabinetul meu! E foarte important pentru mine și pentru noi să știm exact ce îți dorești de la zâmbetul tău. Te deranjează ceva? Vrei să arate într-un fel anume? Vrem să știm exact ce tratamente să facem, cum să te ajutăm pentru ca tu să obții zâmbetul pe care ți-l dorești. Așa că, în prima fază, te vei așeza pe aceste scaune super, super relaxante. Crede-mă că este cea mai comodă tapiserie care există. O să te afunzi în scaune, o să te super relaxezi, o să te uiți în timpul ăsta la Netflix pe televizoarele pe care le avem montate special pentru tine pe tavan, iar noi, medicii, în timpul ăsta o să te examinăm sau o să începem să-ți facem tratamentele de care ai nevoie. După ce am făcut o evaluare completă a dinților tăi, te invit la o discuție să vedem care sunt opțiunile și direcțiile de tratament pentru zâmbetul tău perfect. Sunt foarte mulți pacienți care ne trec pragul. La prima consultație întotdeauna facem fotografii pentru ca nici noi și nici tu să nu uităm de unde am plecat. Așa încât, cu acordul pacienților noștri, avem destul de multe poze ale dinților lor înainte și după tratament pentru ca ție să-ți putem arăta care sunt pașii pe care ei i-au parcurs pentru a ajunge la zâmbetul perfect pe care și l-au dorit. Așadar, aici o să discutăm despre opțiuni de tratament, despre pașii prin care tu o să treci de-a lungul tratamentului la dentalist. O să îți arăt simulări, o să îți arăt explicații digitale cu toate procedurile prin care urmează ca tu să treci și, foarte fain, o să-ți arăt foarte multe poze cu cazuri before and after ale pacienților noștri pentru ca tu să ai încredere să intri în tratament știind exact care va fi zâmbetul tău la final. Pentru pacienții care vor să intre în tratament cu aparatul dentar Invisalign, am o surpriză pentru voi! Acesta este scannerul iTero, care este chiar din partea Align. Suntem una dintre foarte puținele clinici la care este disponibil acest scanner și trebuie să vă explic de ce este atât de fain. Vom scana, adică vom filma dinții pacientului exact așa cum vine el la noi și ne spune: ah, îmi doresc să am dinții drepți, îmi doresc să fie mai în spate, îmi doresc să fie aliniați, îmi doresc să nu mai iasă caninul ăsta aici. După care, după fix 5 minute cât durează scanarea și procesarea modelului dinților pacientului, obținem varianta de after. Așa că tu poți să pleci de la întâlnirea cu mine, de la consultația Invisalign, știind exact cum vor arăta dinții tăi la sfârșitul tratamentului. Cool, nu-i așa? Pentru că îți dă foarte multă încredere să începi tratamentul și să vrei să ajungi cât mai repede la zâmbetul strălucitor. Aveți în descriere mai multe informații despre scannerul iTero. Acum hai să mergem în cabinetul 2. Suntem în cabinetul 2, care e mult mai colorat decât restul clinicii. Aici se fac igienizările, adică detartrajele, periajele, airflow, se fac albirile dentare și, bineînțeles, și grija față de gingiile voastre continuă. Aici întâlniți medicul specialist parodontolog care vă face tratamente cu laser. Vreau să vă menționez întreagăt că avem în fiecare cabinet televizoare deasupra scaunului pe care se lucrează, ecrane la scaun și tapiseria super relaxantă despre care vă povesteam anterior. Aici vreau totuși să vă mai arăt două lucruri suplimentare. Laserul despre care v-am povestit
Este foarte folosit de doamna doctor specialist parodontolog pentru a trata problemele de gingie. O să vă lăsăm separat un clip în care povestim despre utilizarea laserului și un lucru despre care nu v-am amintit până acum. Avem niște panouri de comandă de unde putem să ne dăm intensitatea muzicii pentru ca să auzim cât de tare vrem sau dacă avem o discuție mai explicativă cu pacientul, o dăm în surdină cât să ne relaxeze așa în timp ce suntem și atenți la explicațiile pe care le avem. Acum, hai, mergem în cabinetul 3. V-am spus că sunt super comode scaunele, nu? Acesta este cabinetul unde se lucrează tratamentele de canal sau tratamentele endodontice folosind acest microscop. Este foarte important ca medicul să vadă foarte, foarte exact în dintele pacientului și asta poate fi făcută doar cu ajutorul microscopului. Așa că poți să stai relaxat o oră, o oră și jumătate, câteodată chiar două ore când cazurile sunt mai complexe, te uiți la ce vrei tu, sunt tot eu acolo. Și în timpul ăsta te relaxezi, iar medicul îți tratează cu super, super multă exactitate dintele. Sunt situații în care cariile sunt mai complicate, tratamentele sunt mai complicate și este nevoie de a mări foarte mult dintele la care se lucrează, pentru ca tratamentul să fie corect și exact. În afară de microscop, există și multe alte aparate pe care medicul endodont le folosește pentru ca tratamentul tău să fie super exact și corect. Tot parcursul tratamentului endodontic îl vedeți în clipul separat, lăsat mai jos în descriere. Vreți să facem și o sesiune foto? Hai să mergem în cabinetul 4! Înainte de ședința foto, vreau să vă povestesc despre specialitățile care împart cabinetul 4. Aici se fac multe acte de chirurgie, adică inserare de implanturi, operații în care se adaugă os, extracții de măsele, extracții de măsele de minte. Acum este foarte gol cabinetul, care să mă aud eu cu foarte multă rezonanță, dar de regulă sunt foarte multe aparate care ajută la inserarea implanturilor, la tratarea osului, o mai bună parcurgere și funcționare a actului medical. În afară de partea chirurgicală, pe care poate mulți dintre voi vă temeți, dar credeți-mă că avem niște chirurgi foarte, foarte iscusiți și foarte, foarte blânzi, care fac actul medical foarte repede, voi nu vă umflați, n-aveți durere și sunteți super, super safe. Spuneam că în cabinetul 4 mai este încă o specialitate și anume protetica. Protetica se referă la lipirea de fațete, coroane sau de realizarea plombelor, lucrurilor care vă fac zâmbetul mai frumos. Și sunt foarte multe tratamente care au nevoie la început de niște poze. Am făcut detartraj, am pus un aparat dentar Invisalign, am făcut un tratament de canal pentru că e posibil să fie avut acolo un tratament de când erai mic și trebuia refăcut ca să fie făcut corect sub microscop. Am făcut o coroniță, am făcut niște poze pentru un digital smile design, adică felul în care ne dorim ca dinții tăi să arate. Am scos o măsea de minte și am ajuns în sfârșit și în cabinetul 5. Și aici ce facem? Păi facem niște plombe și alte mici ajustări care ne ajută ca tu să ajungi la zâmbetul tău favorit. Bineînțeles, ca în toate celelalte cabinete, avem tapizerie ultra relaxantă la scaun, avem un ecran pe care putem să proiectăm orice ne interesează, fie niște poze cu situația ta la începutul tratamentului sau radiografii care ne ajută să vedem detalii al dinților tăi. Avem, bineînțeles, Netflix în tavan și multă dorință și energie să te ajutăm să ajungi la zâmbetul pe care ți l-ai dorit. Un sigur lucru vă mai arăt la acest nivel. Este vorba de sterilizare. Este camera unde spălăm toate instrumentele folosite, le ambalăm cu mare grijă și le sterilizăm conform procedurilor, așa încât totul să fie super safe pentru voi. Avem aici toate aparatele implicate în proces. Gata, hai să mergem sus! În momentul în care vii la noi, noi putem să vedem doar exteriorul dinților tăi. De aceea avem nevoie de radiografii pentru a vedea și în interiorul dinților și în interiorul oaselor tale maxilare. Așa că la dentalist ne-am echipat cum se cuvine. Avem un aparat care face radiografii panoramice, care ne arată toți dinții tăi, precum și alt aparat care ne ajută cu radiografii de detaliu pentru a vedea cele mai mici detalii, așa încât lucrările pe care le facem să fie perfecte. Am ajuns în sfârșit și la mansardă, spațiul care are o destinație multiplă. Este spațiul de relaxare, unde poți să fii în bucătărie, să îți prepari masa sau poți să bei o cafea. Sau pur și simplu poți să te relaxezi cu un masaj. Spuneam că este un spațiu cu destinații multiple, nu? Este și zona administrativă în care facem muncă de birou și zona în care se concep foarte multe proiecte și campanii care sunt la Clinica Dentalist.
Acesta este locul unde în fiecare luni avem ședințe cu toți medicii din Clinica Dentalist pentru a discuta cazurile fiecărui pacient în parte, așa încât voi să aveți parte de cel mai bun, corect și complet plan de tratament. Și cam atât. Sper că v-a plăcut la clinică. Era să uit să vă arăt asta. Un spațiu multifuncțional, fie că este vorba de o sală de discuții, o mini-sală de ședințe sau, cel mai frecvent, o folosim pentru a prezenta pacienților planurile de tratament. Astfel, ei își văd exact felul în care arată dinții lor și tratamentele pe care le propunem pentru ca ei să ajungă la zâmbetul pe care și l-au dorit. Bineînțeles, e un moment bun să savureze o cafea sau să se delecteze cu gustul minunat al unei biscuite, pentru că suntem într-o clinică stomatologică și nimic rău nu se poate întâmpla dinților. Dentalist. Despre zâmbete și transformare.